Corupția ucide. Acest mesaj a fost scris și pe poarta familiei Foanene din Mușătești. Ionel Foanene are aproape 50 de ani și un singur copil, care până acum 2 ani ducea o viață normală. Era bucuria familiei, mai ales că tânărul se pregătea să devină economist. V-ați gândit acum la o soluție mult mai extremă. Cereți eutanasia. Da. Deci am discutat și soția. Soția era puțin cam în dubiu. Chiar a început să... Deci asta ar mai fi ultima soluție, pentru că... De ce spun lucrul acesta? Deci eu trebuia să fi fost mort până acum. Deci prin ce am trecut? Asta ar exprima totul la ce m-ați întrebat dumneavoastră. Cum de-am... Deci nu știe, numai Dumnezeu poate. Deci am ajuns să rămân, din păcate, numai... Și nu o să mărte să spun că nici în Dumnezeu nu am încredere. Și am zis că să mergem sus la Dumnezeu, că poate acolo... Deci eutanasia, cum să vă spun, decât să mor, să se întâmple ceva cu copilul ăsta, pentru că eu dimineața când mă scol, mă ciup să văd dacă mai sunt viu. De exemplu, eu nu mai mă recunosc pe mine. Calvarul familiei Foanene din Mușetești-Gorj a început în luna aprilie a anului 2013. Ionuț Foanene, unicul copil al familiei, avea pe atunci 25 de ani. Era masterand în ultimul an și visa ca după finalizarea studiilor să prindă un post în administrație sau economist la o firmă privată. Acum are 27 de ani și depinde în permanență de părinții săi. După ce s-a prezentat la spital cu o simplă răceală, iar în urma unor diagnostice puse greșit și a unor multiple intervenții, a ajuns să nu se mai poată descurca de unul singur. Și în momentul acela când a făcut injecția, copilul a făcut șoc anafilactic. Deci, mint cu nerușinare, doctorii că au avut convulsie, pentru că nu stătea în comă 3 zile copilul. Și l-am dus la Târgu Jiu mort. Ionuț a fost un copil normal și apoi un student dintre cei mai buni ai Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Se înscrisese la master și urma să-și dea lucrarea de dizertație. A fost unul dintre studenții serioși, cum îmi place mie să spun. A plecat spre carte și de asemenea avea o înclinație spre partea de administrație publică. Tocmai de aceea ar fi urmat să susțină lucrarea de dizertație la disciplina drept administrativ cu titlul Evoluția funcției publice în România. El era un student cu foarte mult bun simț. Toată familia are grijă acum de Ionuț pentru că are nevoie de medicamente, de îngrijiri speciale și de multă recuperare. În cei aproape 3 ani de chin, Ionel Foanene spune că a cheltuit toată agoniseala de o viață numai să-l poată pune pe picioare pe fiul său. Este supărat și pe autorității, despre care spune că nu au făcut nimic să găsească vinovații. Este vorba de un caz de acum un an. S-a făcut o plângere la Colegiul Medicilor, a fost luată în discuție de către Colegiul Medicilor și s-a dovedit că este tardivă. După 6 luni de zile, noi nu mai putem să anchetăm un caz la Colegiul Medicilor. I s-a dat un răspuns în sensul ăsta că este tardivă. Părintele sau cine a fost făcut plângerea a dat mai departe la București. Sesizarea și dosarul se află la ora actuală. Noi am studiat tot dosarul, dar nu am putut să luăm nicio hotărâre, fiindcă era tardivă situația și atunci este de competența Colegiului Medicilor din România de la București. Și dosarul se află la ora actuală în studiu și în anchetă la Colegiul Medicilor din România la București, din iunie. Dumneavoastră, Colegiul Medicilor de aici din Gorj, nu a reușit să facă ancheta? Am studiat dosarul, dar nu am putut să facem nimic. La spital, medicii își amintesc cu greu de pacientul a cărei viața a fost schimbată în urma unei injecții. Nu pot să spun cât de rău a venit și că i s-a făcut mai rău. Nu am decât să facem verificarea la foaia efectivă care i s-a făcut. Probabil că da, dar nu știu ce tratament, că doamna nu are foaia. Foaia este la arhivă, foaia de observație. De cealaltă parte, familia Foanene nu a depus plângere la poliție pentru a fi anchetat acest caz. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar la definitivarea acestora, dosarul va fi înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. Și aici, însă, plângerea ar fi trebuit depusă în termen de 2 luni de la producerea faptei. Însă familia a fost nevoită să stea luni de zile prin spitale cu unicul copil pentru a-l însănătoși.